Salutare! În episodul de astăzi sunt tot cu bratul aici pe canalul meu de YouTube și o să ne povestească un pic cum poți face venituri, cum poți câștiga bani, mai exact, din domeniul în care activează el. Și anume, jurnalismul auto. Mai întâi ar trebui să vă uitați la episodul pe care l-am postat mai înainte. O să vi-l las aici pe ecran ca să înțelegeți exact cum puteți să începeți să activați în acest domeniu. Și după aceea vă întoarceți la acest videoclip. Acum mai sunt foarte puține reviste auto care să-ți dea acest job cu salariu sigur lună de lună. Deci dacă lucrezi la o revistă încă sau la o publicație online, hai să spunem așa, în cadrul unei companii de publishing, ai un salariu de jurnalist, de editor, cum vrei tu să-i spui. Eu, noi, anturajul meu, okay, ca să zic așa, nu suntem angajații ProTV-ului. Noi avem compania noastră care produce emisiunea și o livrează ProTV-ului conform unui contract ale cărui detalii nu pot să le enumer, dar noi nu suntem plătiți de ProTV. Mă gândesc că e foarte bine că ai spus că multă lume poate avea alte impresie. Noi nu suntem salariați ProTV și nu suntem plătiți de ProTV. Cum poți să câștigi bani din auto? Ești la început de drum, ești pasionat, vrei să intri în acest domeniu. Da, cum poți să câștigi? Exact. Fie te angajezi la o revistă auto pe un salariu, după părerea mea, mic. Încep de jos, nu? Da. Și crești. Fie nu câștigi bani. Vai, aceste cuvinte ne doare. Modul în care poți face bani azi din jurnalismul auto, din pasiune auto, să-i spunem. Din pasiune auto, e foarte simplu. Să te angajezi într-un loc, într-o companie care are o componentă de auto în publicațiile sale, indiferent cum sunt astea, și ai un salariu, dar nu se plătească nimeni că ești jurnalist auto. Okay. Ești redactor, salariu de redactor. Altfel, poți să câștigi bani din social media. Băgăm aici și YouTube. Știe toată lumea că nu se câștigă bani adevărați, bani foarte, foarte mulți din YouTube, mai ales pe auto în România. CPM-ul este mic, trebuie să ai cam 1 milion de vizualizări ca să faci vreo 1000 de dolari lunar. Ok, poți să trăiești cu banii ăștia. Pot fi considerați 1000 de dolari, dar bani cu care nu-i poți faci din prima, trăi. Că asta e, că și asta contează. Nu-i faci din prima. Și până-i unele, faci, trebuie să treci din ceva. Unele videouri nu-ți vor fi monetizate. Conținutul care să-ți aducă ție aceste vizualizări costă. A face auto și a vorbi despre mașini și așa are costuri. Nu există să nu aibă costuri. Carburantul, carburant, conexiuni, spălări, cazări, da, mâncare, cameraman, toate lucrurile echipamente. Astea costă. Poți să faci, poți să faci lucrul ăsta singur. Da? Cu un smartphone. Mai ales în ziua de azi. Da. Când, dar ai, când ai început tu, nu se putea face nu, așa ceva. Nu, asta și gândește cum erai tu la început, okay, dar în era asta digitală. Deci eu plătesc, da, pentru contentul pe care îl scriu pe Instagram și pentru montajele pe care le fac acolo pe postări foto, plătesc lunar niște bani pe programe de editat. Abonamente. Da. Ca să arate lucrurile cum le vedeți și voi, cum le simt eu, da, și cum îmi plătesc. Aia deja sunt niște bani cheltuiți. Iau o mașină, este, nu este murdară, plec cu ea să o filmez, nu plec cu ea să o filmez, o spăl. Sunt costuri. Nu este nimeni obligat să-ți dea ție o mașină la test alimentată. Tuturor le este greu și companiilor, așa, nu este nimeni obligat. Dacă o mașină nu este alimentată, tu nu trebuie să emiți pretenții, trebuie să o alimentezi. La fel, trebuie să o duci cu carburant,
trebuie să tratezi mașinile pe care le primești în test pentru filmări ca și cum ar fi mașinile tale pentru care ai trudit 10 ani. Da. Și în felul ăsta, dacă respecti mașinile, și ele te vor respecta pe tine și la un moment dat vei ajunge să câștigi și bani. Cum poți să faci bani? Din YouTube, am zis, da? Monetizarea pe TikTok pe România nu s-a pornit și dacă s-ar porni la nivelul din Europa, am face, atenție, 250 de euro la 10 milioane de vizualizări. Ok. Deci să presupunem că ai un canal de YouTube, da, pe care faci 1 milion de vizualizări. Foarte greu să faci un content de calitate care să-ți... Și după un an, după doi, poate să înceapă. 1 milion de vizualizări, da, poate să înceapă și timp în care merg toate costurile astea pentru tine, de montaj, de tot. Să trăiești, să mănânci. Trăiești, să trăiești la test, mănânci, da, la restaurant unde ești, unde ai ajuns, da, nu? La benzinărie. Toate lucrurile astea costă. În cel mai rău caz, cred că poți să pleci, să zicem că este mașina alimentată, este spălată și ai plecat și te duci să o filmezi în Dobrogea. Când te întorci, să zică, bași și tu 100 de lei că ai consumat combustibil, da? Speli mașina. Când speli mașina, da, interior, exterior, 50 de lei, 200 de lei. Mănânci, bei un suc, te duci singur, încă 50 de lei. Deci minim 50 de euro te poate duce o zi de filmare cu o mașină. Da? Ca să faci materialul. Ca să faci materialul. După aia începem și montăm, începem și facem. Deci zic așa, dar ăsta este un cost pe care l-am zis așa, la modul, cum să zic eu, sărăcie. Există șansa să ai o comunitate mare de urmăritori foarte activi și companiile, cum se, da, întâmplă peste tot în lume. Deci prin parteneriate, vină, practic, să vină la tine. Dar ca variante ai, poți să te angajezi, poți să fii colaborator, poți să, da, faci conținut, poți, video, poți să faci social media, poți să faci reclamă la diverse produse din domeniul auto. Totul, da, este să începi, să ai din ce să trăiești la început sau să lucrezi în paralel undeva, dacă mă întreb pe mine, ca să începi să creezi conținut în paralel și să începi foarte să câștigi important, niște, da, bănuți, ca după aia să te foarte poți rupe de acolo și să mergi tu pe drumul tău singur, cumva. Foarte, știi, important. Oricine vrea să facă chestia asta, oricine vrea să facă, prima întrebare este, de unde iau și eu o mașină să fac, corect, un nu știu ce? Deci nu trebuie să începi așa. Nu trebuie să începi așa, trebuie să le câștigi oamenilor care îți pot da acces la aceste mașini în crederea. Trebuie să le demonstrezi că nu te interesează să te plimbi cu mașinile alea. Trebuie să aduci plus valoare. Ceva. Trebuie să începi cu începutul. Trebuie să citești știrile. Ce se lansează? Ce se spune în industrie? Cum se duce? Citești cât de mult tehnic poți. Poate tu nu-ți vei face un canal tehnic. Trebuie să începi să scrii. Chiar dacă lumea nu mai citește și toată lumea vrea să vadă video, să faci vloguri. Astăzi s-au arătat pozele la Opel Astra. Asta nou. Noul Astra, a 6-a generație de Astra. Dacă tu vrei să faci asta și vrei să vorbești despre mașini și să ajungi să prezinți Opel Astra, să prezinți lângă ea mașina și să o conduci, trebuie să începi de astăzi și să scrii despre Opel Astra. Da. De ce se cheamă fața Opel Visor? De ce sunt două display-uri așa? De ce este platforma de la Stellantis? Cine este Stellantis? De ce încă avem diesel? Ce diesel este? De ce este plug-in? De ce avem două trepte de plug-in de putere? Va fi mașina asta electrică? Dacă va fi, cu cine se va bate? Bam, bam, bam! Să-ți creezi, da, un... cum să-i zic eu, un univers al tău de informații. Ăsta este cel mai mare vis al meu, să pot să le ofer oamenilor absolut tot și să pot să vorbesc cu oameni normal, da? Ajungi la ei prin TikTok. Deci, da, te-am văzut cu Tesla aia a lui Cătălin. Cum e, mă, frate? Să-mi cumpăr? Eu îi spun cum este, îi explic, îi vorbesc jumătate de oră făcând paralele între ea și generații de mașini pe care eu le-am condus în spate.
pot să-i spun ce urmează în viitor, ceea ce cred eu că urmează ce și intuiești, ceea ce da. Arată industria din ce vezi în fiecare zi conectat la ea că urmează să apară. Și el o să mă întrebe, dar față de aia, cum e? Și atunci trebuie să ai răspuns. Noi nu trebuie să ne închipuim că noi, ca oameni de auto, influențăm oamenii să-și cumpere un model sau altul. Noi trebuie să-i slujim pe oameni, pentru că vorbim de sume absolut uriașe pentru România. Da? Pentru majoritatea românilor, 50.000 de euro sunt foarte mulți bani. Corect. Da? Plătești ani de zile, muncești ani de zile. Și noi nu trebuie bine să fii informat când dai banii. Argumentul nu trebuie să fie, mie îmi place, mie mi-a plăcut. Nu. Trebuie să-i spui tot ce ai experimentat tu și să îl trimiți să meargă, să vadă, să experimenteze și întotdeauna să-i spui, gândește-te bine dacă faci asta. Chiar dacă un om care știi că are 10 milioane de euro, trebuie să-i spui, frate, gândește-te bine dacă dai 500 de mii azi pe mașina asta. Corect. Păi da, dar tu ai zis că e mișto. Așa este. Bă, nu că e mișto, e foarte mișto. Dacă aș avea 10 milioane de euro, mi-aș lua o second. Ca să dau 300 de mii pe el. Fă bani și pasiunea pentru auto, încearcă să o duci în timpul liber. În paralel. Cum da. Fac și eu din chestia asta cu TikTok și cu shorts în timpul liber. Păi așa am început și eu cu YouTube-ul și iată, cu partea asta de social media, tot în timpul liber, pentru că, na, e o chestie în care construiești, nu poți să-ți faci venituri din luna a doua, da? Și trebuie să o gândești ca pe o afacere pe termen lung. Și atunci trebuie să începi cumva cu treaba asta. Pentru că puțini sunt care au început atunci, în 2008, 7, 6, când a început YouTube-ul. Toată lumea începe acum, construiește, știi cum e, fiecare piesă la puzzle, la acolo, ca în orice afacere, stai și aștepți, muncești și ăia care sunt cei mai muncitori și care sunt cei mai longevivi au de câștigat, pentru că foarte mulți abandonează. Ai văzut cum e în România, foarte mulți vor să câștige mâine, poimine, răspoimine, în 3 luni, în 6 luni. Eu n-am timp să aștept, eu nu vreau să aștept, eu vreau mâine, eu vreau poimine. Acesta a fost și videoclipul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-am oferit niște informații interesante în cazul în care vreți să intrați în acest domeniu, să știți cât de greu este sau cât de ușor în cazul lui după 18 ani. Dacă v-a plăcut, vă așteptăm cu un like, cu un dislike. Dacă nu v-a plăcut, abonați-vă și la canalul lui Bratu, vi-l las aici pe ecran. Dacă vreți să aruncați și un ochi la clipurile scurte pe care le face, o să vedeți acolo conținut despre toate mașinile din România. Vă mulțumim încă o dată și până data viitoare să ne vedem cu bine. La revedere!